16 decembrie, pomenirea Sfântului Proroc Ageu. El s-a născut la Babilon, în vremea robiei babiloniene a poporului lui Israel. El a fost din tribul lui Levi și a prorocit cam cu 470 de ani mai înainte de Hristos. Tânăr fiind, el a mers și a cercetat Ierusalimul. El a îndemnat cu râvnă pe Zorobabel și pe Iosua, preotul, să noiască templul Domnului de Ierusalim, prorocind că noul templu va avea o slavă mai mare decât a avut slăvitul templu zidit de Solomon. Și slava acestui templu de pe urmă va fi mai mare decât a celui din tâi, zice Domnul Sabaot. Aceasta pentru că însuși Domnul și Mântuitorul Hristos avea să intre în acest înnoit templu. Sfântul proroc Ageu a trăit destul încât să vadă săvârșirea unei părți din templu ridicat de Zorobabel. El s-a săvârșit la adânci bătrânețe și s-a adăugat lângă strămoșii lui. Pomenirea Sfântului Nicolae Hrisoverges, patriarhul Constantinopolului. El a păstorit Biserica lui Dumnezeu de la Constantinopol între anii 980-995. El l-a sfințit prezbiter pe Sfântul Simeon, noul teolog, când acest uriaș al Duhului a fost ridicat de către obște, egumen al mănăstirii Sfântului Mamas de la Constantinopol. În vremea Sfântului Nicolae Hrisoverges s-a făcut minunată arătarea Arhanghelului Gavril de la Caries, din Sfântul Munte Athos. Atunci a învățat Sfântul Arhanghel Gavril pe monahii atoniți cuvintele rugăciunii, cuvine-se cu adevărat. Acest mare și slăvit erarh s-a săvârșit cu pace către Domnul, strămătându-se la locașurile cele cerești ale împărăției lui Hristos. Pomenirea Sfintei și făcătoare de minuni Teofana, împărăteasa. Ea s-a născut din stirpe imperială, din părinții Constantin și Ana, care au fost rudenii mai multor împărați. Părinții ei au fost sterpi vreme îndelungată, dar s-au rugat cu din adinsul Maicii Domnului să le dezlege sterpiciunea și să le dăruiască lor prunc. Iar Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii a lui Hristos Dumnezeu, le-a dorit lor pe prunca Teofana. Crescută în cel mai curat duh creștinesc, din cea mai fragedă pruncie, copila Teofana a depășit de foarte devreme cu mult pe toți ceilalți de vârsta ei în toate virtuțile creștinești. Ajungând la vârsta cuvenită, ea a fost aflată vrednică spre a fi dată de soție lui Leon, fiul împăratului Vasile Macedonianu. Ea a împărtășit cu credincioșie cumplitele încercări care s-au abătut asupra soțului ei. Plecând urechea la calomnii criminale, cum că fiul lui, Leon, purta mereu un junghier înturească a cizmei lui spre a-și ucide tatăl la vreme îndemnoasă, credulul împărat Vasile și-a aruncat fiul în temniță și de asemenea pe Teofana, nora lui. Astfel au zăcut în temniță cei doi nevinovați vreme de 3 ani. Dar după acești ani, la praznicul slăvitului proroc Ilie, împăratul a chemat la palatul său pe toți dregătorii cei mai de frunte la un somptuos praznic. Pe neașteptate, însă, papagalul împăratului a început să țipe: "Vai, vai, fiul meu Leon!" Făcând aceasta de mai multe ori. Aceasta a adus spaimă în sufletul tuturor mesenilor, care cu toții într-un glas au început să-l implore pe împărat să-și elibereze din temniță fiul și noră. Împăratul îndurerat a făcut așa. După moartea tatălui lui, Leon a urcat pe tronul imperial și din pricina mare adâncime a minții lui, poporul l-a numit cel înțelept. Împărăteasa Teofana însă nu a socotit a fi vreun lucru mare schimbarea destinului lor și măreția demnității imperiale. Ea, având mintea cu totul închinată lui Dumnezeu, nu cugeta decât la mântuirea sufletului, la post, rugăciune,
la miluirea neîncetată a săracilor, nevoiașilor și scăpătaților și la facerea de bine la mănăstirile și bisericile lui Dumnezeu. Niciodată nu s-au auzit, ieșind din gura ei, cuvinte deșarte sau neadevărate, nici vreo insultă sau cuvânt aspru vreodată. Mai înainte de moartea, al cărei ceas l-a cunoscut mai dinainte, ea a chemat la sine pe toți prietenii și casnicii ei și dându-le ultima sărutare s-a săvârșit cu pace către Domnul la anul 892. Împăratul Leon a voit să ridice o sfântă biserică deasupra mormântului ei închinată în numele ei, dar patriarhul l-a oprit de la aceasta. De aceea, el a ctitorit o sfântă biserică cu hramul tuturor sfinților, zicând că, dacă Teofana va fi aflată sfântă înaintea lui Dumnezeu, atunci va fi prăznuită și ea împreună cu toți sfinții. Atunci s-a instituit slăvita sărbătoarea tuturor sfinților, rânduindu-se pentru aceasta prima duminică după sărbătoarea Sfintei Treimi. Cugetare. Toți sfinții au depus mare efortul să-și calce mândria egoismului pe care o simțeau în sine și să se învețe cu evlavia și cu ascultarea desăvârșită față de mai marele lor duhovnicesc atunci când l-au avut, iar dacă nu, direct față de Dumnezeu unul. Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit a fost vestită pentru disciplina ei foarte strictă, rânduiala și ascultarea fără murmur. Când s-a închinoviat în ea Sfântul Ioan Damaschinul, niciunul dintre părinții duhovnicești de acolo nu s-au încumetat să-l ia sub ascultare pe un aristocrat și un învățat de o asemenea talie. Atunci egumenul l-a dat în ascultare unui bătrân foarte simplu și foarte strict. Bătrânul i-a poruncit Sfântul Ioan Damaschin să nu îndrăznească a întreprinde nimic fără cunoștința sau încuvințarea lui a bătrânului. S-a întâmplat însă între timp că a murit un monah care avea un frate trupesc, monah și el, în mănăstirea Sfântului Sava. Spre a mângâia sufletul îndurerat al fratelui, Sfântul Ioan Damaschinul a alcătuit minunate stihiri pentru cel adormit, cântări vestite prin frumusețe, care alcătuiesc astăzi canonul ce se cântă pentru cei adormiți în Biserica Ortodoxă de Pretutindeni. Alcătuind stihirile, Sfântul Ioan a început să le intoneze minunat, după meșteșugul muzicii pe care le stăpânea cu o înaltă artă. Auzind bătrânul cântarea lui Ioan, i-a socotit-o neascultare și l-a lungat de la el cu mânie. Unii dintre frații din mănăstire, auzind de alungarea lui Ioan, s-au dus la bătrânul lui și l-au rugat din adinsul să-l primească înapoi, dar bătrânul a rămas neclintit. Sfântul Ioan Damaschinul a plâns cu amar pentru neascultarea lui, pentru că a călcat porunca duhovnicescului lui părinte. Și iarăși s-au dus frații la bătrânul ca să mijlocească iertarea lui Ioan, chiar și punându-i un canon aspru. Atunci bătrânul i-a dat Sfântului Ioan următorul canon: să curățe și să spele ieșitoriile fraților la fiecare chilie cu propriile lui mâini, dacă voiește să fie iertat. Frații, amărâți peste poate auzind aceasta, s-au dus cu fețe triste și au vestit lui Ioan, gândind că el mai curând va voi să iasă din mănăstire decât să se plece la o asemenea ascultare. Dar auzind marele Sfânt Ioan Damaschinul verdictul bătrânului, a săltat de bucurie și a alergat la împlinirea ascultării întocmai. Văzând aceasta, bătrânul a plâns, l-a îmbrățișat pe Ioan și a zis printre lacrimi: o, ce fiu mult pătimitor pentru Hristos mi-a dorit mie Dumnezeu în tine! O, fiule al ascultării dorit mie de Domnul! Dumnezeului nostru, slavă!